Salut prieteni și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să vă vorbesc despre o alternativă gratuită pentru PowerPoint. Sunt destul de mulți dintre noi care au nevoie încă să mai facă diferite prezentări sau au anumite produse la care doresc să le facă anumite prezentări. Pentru cei care mă gândesc că știți deja, să cumpărăm toată suita Office este destul de scump, ajunge undeva la câteva sute de euro. Și este bine tot timpul să ne orientăm către soluțiile gratuite. Soluția gratuită pe care am să vă prezint eu astăzi se numește Prezi și mai exact pe website-ul prezi.com. Nu trebuie să descărcăm nicio aplicație, nu trebuie să instalăm nimic, putem să creăm toate prezentările de care avem nevoie direct în acest website, putem să le luăm oriunde dorim aceste prezentări fără să ne fie frică că am uitat acasă CD-ul cu prezentarea sau nu am stick-ul cu prezentarea la mine sau chestii de genul. Pentru început puteți să vă logați cu contul vostru de Facebook. Eu am să fac un cont gratuit. Da? Vedeți că avem trei conturi, adică trei pachete pentru conturi. Avem contul gratuit care ne oferă 100 de mega de spațiu, avem contul Enjoy sau pachetul Enjoy care ne oferă 500 de mega de spațiu și contul Pro care ne oferă 2 giga de spațiu. Evident, eu îl voi alege pe cel gratuit și acum ne vom crea un cont. Aici treceți adresa de e-mail. Aici trecem o parolă pe care bifăm că suntem de acord cu termenii și condițiile acestui website. Bun, suntem în contul nostru. Dăm click pe acest buton albastru New Prezi. Cum așteptăm să se încarce platforma pentru a putea crea prezentarea noastră. În doar câteva clicuri puteți să vă faceți propria prezentare, puteți să alegeți dintr-un șablon. Da, avem aici mai multe template-uri sau mai multe șabloane pentru prezentările noastre. Eu am să folosesc o prezentare, să vedem ceva de IT. Da, avem aceste prezentări profesionale cu roșu. Am să selectez această și dăm click pe Use Temple. Puteți să vă creați și o prezentare blank, adică să inserați voi toate imaginile și să rămână pe fond alb. Eu folosesc un template pentru că este mult mai interesant. Da? Este acest roșu foarte țipător. Aici am să scriu tutoriale video, proiect Litecoin. Da, dăm dublu click pe imagine și aici am să scriu avem nevoie de informație. Da, eu am să realizez acum un o prezentare pentru proiectul Litecoin. Pentru cei care nu au auzit de Litecoin, probabil ați auzit de Bitcoin. În ultima vreme s-a prezentat din ce în ce mai mult la televizor aceste două monede virtuale. Dacă doriți mai multe informații despre Litecoin, puteți căuta pe website-ul nostru tutorialevideo.info. Da? Și aici am să scriu Litecoin introducere. Ok. Trec la pasul 2. Placa video pentru Litecoin. AT7950. Trec la punctul 4. Recuperarea investiției. Ei. Bun, scriu aici se face și rezultatul
să pună mai mulți dolari, pentru că rezultatul vor fi banii. Bani veniți din calculatorul vostru. Ok. Da, după cum vedeți, noi ne-am făcut deja această prezentare. Putem să mai adăugăm și alte elemente, dar este suficient. Și dăm click pe prezent. Da? Aceasta este prezentarea noastră. Dau click. Ne arată primul titlu pe care l-am scris, după care trece la Litecoin introducere. Avem placa video pentru Litecoin. Da, pardon, am dat exit. Am setat ca din 4 în 4 secunde să se schimbe singur. Ok, acum a ajuns la recuperarea investiției și banii veniți din calculatorul vostru. Și imaginea de ansamblu. Este foarte simplu de utilizat. A durat ceva până am scris eu toate textele astea ca să vedeți exact cum funcționează. Puteți să-l utilizați la orice prezentare. Puteți descărca, puteți da share, download as PDF. Da, acum se convertește în PDF. Haideți să vedem exact cum arată prezentarea noastră și într-un fișier de tip PDF. Da, mai puțin să văd unde s-a salvat. Putem să dăm share pe Facebook, să vadă toată lumea, dar s-a salvat într-o altă parte și nu am fost atent. Bun, am deschis prezentarea noastră, vedeți în format PDF, ne-a apărut imaginea de ansamblu pe care o avem și avem și, dacă dăm cu scroll, avem paginile care sunt separate, avem pagina 2 Litecoin introducere, pagina 3 placa video, avem recuperarea investiției și banii veniți din calculatorul nostru. Ok, atât despre prezi.com. Este o aplicație sau o aplicație web destul de interesantă pe care puteți să vă folosiți în mod gratuit. Eu cred că o prezentare de 100 de mega trebuie să conțină oricum foarte multe pagini, așa că puteți optați pentru contul gratuit. Dacă aveți întrebări, comentarii, nu ezitați să ne spuneți. La revedere!